echipa de basket Steaua București a obținut miercuri seara într-o restanță din etapa a 13-a Ligii Naționale un succes extrem de important, 87-85 în fața celor de la CSO Voluntari. După 3 eșecuri consecutive cu Cluj, CSU Sibiu și CSM Galați, elevii lui Eugen Ilie și Zoltan Safar s-au mobilizat exemplar, reușind să se impună împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. În primul rând, felicitări pentru această victorie. Cum ați caracteriza evoluția băieților? Exact cum le-am spus și în vestiar, în seara asta, mai mult decât inimă. S-a văzut spirit de echipă, ceea ce încercăm să facem de la începutul sezonului, și s-a văzut minte și luciditate în joc. Putem vedea Steaua evoluând la fel în fiecare meci, pe cum a făcut-o cu Voluntariu? Să dea Dumnezeu, am jucat împotriva unei echipe, în punctul meu de vedere, top 3 în campionat. Ideea este că trebuie să tratăm fiecare meci cel puțin ca și cum am jucat cu Voluntariul. Chiar dacă bucuria de la final a atins cote înalte, jucătorii Stelei promit să rămână concentrați și să obțină victorii și în jocurile care urmează, cu Rapid, miercuri Ciuc și Dinamo. Luni v-a bătut Galațiu, miercuri ați învins pe Voluntari. Care a fost diferența între cele două meciuri? Categoric atitudinea. Până la urmă, Voluntari, dacă ne uităm pe clasament, este o echipă mult mai puternică. Numai că noi am demonstrat de multe ori până acum că putem juca cu oricine. Cu Galați ne-am prezentat numai câteva fragmente în meci. Astăzi am fost prezenți, cum am spus, dinainte să ajungem la sală, până în acest moment inclusiv. Și s-a văzut diferența până la urmă pe tabelă. V-am văzut foarte, foarte bucuroși la final. Da, pentru că știm prin câte am trecut, mai ales în această perioadă cu înfrângeri. Știm cât de mult ne dedicăm până la urmă fiecare zi, fiecare dimineață, fiecare seară la antrenamente și știm cât de mult înseamnă până la urmă meciurile astea pentru noi, în care până la urmă, până în acest moment nu am putut să arătăm de fiecare dată chiar cât am muncit și cât ne-am luptat, numai că astăzi chiar s-a văzut diferența. După succesul superb cu CSO Voluntari, Steaua București ocupă locul 7 în clasamentul la zi al Ligii Naționale de Basket.